Mai multe state din vestul mijlociu al Statelor Unite au suferit de pe urma tornadelor și inundațiilor provocate de un puternic sistem de furtuni. Cel puțin 6 oameni au fost răniți, iar numeroase case sunt avariate sau chiar distruse. 3 tornade au nimicit mai multe locuințe în statul Indiana, iar alta a făcut prăpădi în Kentucky. Nimeni nu se aștepta ca furtuna să fie atât de puternică. Localnicii abia au avut răgazul să se adăpostească pe unde au apucat. You get up and you don't have all your senses about you, and so we got mom and we went in. We have just no basement, so we have just a little walk-in closet here. So all three of us were in there praying. Cei care au avut norocul să rămână cu casa întreagă n-au scăpat totuși de necazuri. Peste 60.000 de familii au rămas fără curent electric în Ohio și Illinois. Chiar și unde nu s-au format tornade, ploaia și vântul a prefăcut orice ieșire pe străzi într-o aventură periculoasă. O alertă de inundații a fost emisă pentru tot statul Ohio. Oamenii au ridicat în grabă dicuri din sași de nisip, în timp ce nivelul râurilor locale crește rapid. Avertismentele au venit prea târziu pentru mulți automobiliști care s-au trezit în mijlocul apelor cu mașini cu tot. Și ca și cum tornadele și inundațiile n-ar fi fost de ajuns, în vestul statului Texas, unde aerul era mai uscat, rețelele electrice doborute de vânt au declanșat incendii violente. Zeci de case au fost distruse. We were gone maybe 20 minutes and we got a phone call that our house was on fire. We got here and all three of these houses were on fire. I mean, ours was just getting the bad end of the fire. Furtuna se îndreaptă acum spre New York și celelalte mari orașe de pe coasta Atlanticului, unde se așteaptă ploi glaciale și vânt puternic.